the game. Am revenit cu transmisia acestui meci. Iată, se mai desfășoară la această oră o altă, prim din final, o altă partidă între Botoșani și Viitorul Sco la pauză 1-1. CSB face o schimbare, iese Petre și intră Noere. După câteva momente, deci vom vedea din repriza întâia secvențe, vom intra din nou în legătură cu stadionul. Iată, am intrat în legătură, lovitura de încep aceste reprize, o are cei de la Șepși, scol la pauză, 2-0, CSB Șepși. Ștefănescu a vântat în adâncime. Și out. Din nou, Ștefănescu este evidențiat în de cei de la eSport. Va repune Vlad din colțul careului de 6 metri. Scurt până la Moncirović. Moncirović pentru Planić. Planić pentru Coman. Olaru, mă scuzați, Panțăru, acum Coman și Dimitrov, câștigă Dimitrov. Contraatac Șepși, a până la Panțăru, a oprit Panțăru, contraatac Coman. Coman a încercat să paseze și lansat falul pe partea dreaptă de atac, minutul 40-50. Centrare, șutează falul, dar corner, acolo s-a opus Planić. Execută falul pe această lovitură de colț. Venul cu Barsi, și acolo era și Coman, a respins Dimitrov. Minutul 51. Nu șutează, dar reține portarul Vlad. Suntem în primele cupe României între FCSB și Șepși, minutul 53. Crețu. Pasă pentru Popescu. Popescu pentru Panțăru. Panțăru pentru Olaru, dar pasă prea lungă la distanță. Barșavi. Barșavi pentru falu, dar eu am impresia că a fost offside. Arbitru nu știu, nu vede, singur în care o acolo la Cabar. În sfârșit vine Crețu. Planić. Și îndepărtează pericolul. Filip. Noiere, primul atac al lui Noiere, pasă pentru Popescu, se întoarce, pasă înapoi pentru Noiere, dar greșită pasta. Stefarenko. Pasă pentru Acabar, vine Acabar acum, Stefarenko și Planić. Rezolvă pentru, m-a rezolvat pentru moment, Crețu acolo, Planić cu capul, Adi Popa pentru Noiere pentru Popescu, Popescu pierde balonul la centrul terenului, minutul 60. Falu, contraatac Șepși, centrează în careu, Planić acolo,
Panțărul și cu falu câștigă Panțărul. Panțărul pasă în adânc pentru Popa. Popa înapoi pentru Noiere. Noiere pe partea stângă pentru Coman. Contraatac pe CSB prin Coman. Coman. Și greșită. Varșavi. Foarte bine. Acolo Moncirovici. Se va produce o a doua schimbare la FCSB, va ieși Adi Popa și va intra Denis Mann. Serafenco, Ștefănescu a recuperat Crețu. Crețu pentru Noiere, Noiere la centrul terenului. Noiere pasă pentru Adi Popa, Adi Popa pasă pentru Olaru, dar prea scurtă această pasă, din nou contraatac. Cel de la Șepși. Palup. Palup intră în careu. Iese Vlad și recuperează Popescu. Popescu pentru Noiere. Noiere pentru Adi Popa. Iată-l pe Adi Popa din nou. Adi Popa singur acolo. Adi Popa șutează slab. Asta pentru Coman, dar greșită. Falup. Minutul 68.